Până în 2022, numărul de kilometri de autostradă și drumuri expres în România urmează să se dubleze. Declarația a fost făcută pentru revista Capital de către ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Într-un interviu acordat jurnaliștilor publicației online, oficialul de la Ministerul Transporturilor a declarat faptul că există mai multe drumuri prioritare, printre ele centura Capitalei, autostrăzile Sibiu-Pitești, Transilvania-Târgu Mureș-Târgu Neamț, Iași și drumurile expres Pitești-Craiova și Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani. În acest an, CNAIR lansează procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție a secțiunii Târgu Mureș-Târgu Neamț-Iași, denumită Autostrada Montană. Trebuie să adaug și faptul că în primul trimestru au fost lansate proceduri de achiziție pentru studii de fezabilitate și proiecte tehnice care vizează un total de 336,50 km de drum expres. Mă refer aici la drumurile de mare viteză Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani, Buzău-Focșani, Ploiești-Buzău și drumul expres care va asigura legătura dintre A3 și aeroportul Hanicoandă. În funcție de durata procedurilor legale, semnarea contractelor poate avea loc anul acesta. Sunt câteva din proiectele pe care le lansăm anul acesta și care vor avea o durată de execuție cuprinsă între 3 și 4 ani, în funcție de momentul atribuirii contractelor. Șeful de la transporturi a adăugat faptul că până la sfârșitul acestui an proiectele lansate pe SEAP și ANAP vor ajunge la 800 de kilometri. Printre acestea se află podul suspendat de la Brăila, segmentul de sud al noii centuri a Bucureștiului, modernizarea centurii existente a Capitalei între A1, DN7 și DN2, A2 și drumul expres Craiova-Pitești.